aceea și am vărtită cu nucă. Am vărtită cu nucă, tot la fel, să faci o foaie mare, să presoară nuca, dar nu dată de mașină, doar uscat un pic și zdrobită cu șitorul. Uh-huh. Zdrobită cu șitor și presurat pe foaie și cu un pic de zahăr. Foaia întâi unsă cu ulei, după aceea a pus miezul de nucă și zahărul, dar era o delicatețe, eu nu mai fac acum, dar mamica face o învârtită așa de bună cu nucă, deosebită, nu știu, am încercat să mai fac și eu, dar mie nu ieșe, să știți că nu întotdeauna orice femeie poate să facă același lucru. Se punea drojdie în învârtită? Nu, în învârtită nu. Uh-huh. Sau dacă se punea foarte puțină, dar nu se punea. O lăsa foarte puțin să se odihnească și după aceea o făcea niște foi. Eu am încercat să fac, v-am zis, dar nu mi-a ieșit. Făcea niște foi, le lăsa să se odihnească, împărțite, așa, și după aceea începe să le întind subțiri. Trebuie să rămân ca și rulă. Meșteșugul, fiecare femeie. Da, fiecare.